Lotul feminin de handbal ar fi trebuit să susțină primul meci al turului sâmbătă trecută. După o deplasare lungă la Piatra Neamț cu 9-0 la Bacău, ar fi fost primul meci al turului, unul care se anunța foarte disputat, mai ales că jucătoarele din Piatra Neamț ne-au învins acasă cu 29-20, iar Giurgiu Vencele ar fi vrut să își ia revanșa. Sperăm să facem o figură frumoasă și să ne întoarcem cu un rezultat bun de acolo. Am fost văduviți de pregătirea centralizată, care este cea mai importantă pentru o echipă și ține echipa pregătită fizică, tehnic, tactic, tot returul. Partida cu echipa din Piatra Neamț nu s-a mai ținut datorită condițiilor nefavorabile unei deplasări atât de lungi. Meciul va fi reprogramat, dar deocamdată Federația Română de Handbal nu a luat nicio hotărâre în acest sens. Giurgiu Vencele vor juca în etapa a doua a returului acasă, la sala Cionsei Hardy, cu jucătoarele de la Rapid București. Meciul este programat să înceapă seara la ora 18, apoi în etapa a treia a returului CSS Dunărea Giurgiu va juca în deplasare cu Spartak București.